pocăiește. Niciun păcat din viața noastră nu dispare decât dacă este acoperit de pocăință prin sângele Domnului Iisus Hristos. E extrem de important să înțelegem că tocmai din pricina aceasta pocăința devine atât de importantă. E mijlocul prin care viața noastră se curățește. E mijlocul prin care cugetul nostru se curățește. Singurele păcate care nu te vor mai acuza în cugetul tău sunt păcatele de care te-ai pocăit. Dacă te-ai pocăit de un păcat și încă continui să-l simți ca mustrare, poate că e încercarea celui rău să te învinovățească, să te facă să te simți nesigur. Dar un lucru e cert. Păcatele de care te pocăiești sincer sunt iertate de Dumnezeu și cugetul tău poate fi liber. Dar pocăința înseamnă curăție și în sensul în care nu se repetă niciodată păcatele de care ne-am pocăit. Pentru că în esența ei, pocăința dincolo de regret presupune renunțare.